Comuna Padești este în continuare fără primar. Problema în comună a apărut în urmă cu o săptămână, când viceprimarul cu atribuții de primar și-a dat demisia. Acesta fiind a doua persoană care a renunțat la funcția de conducere a localității. Nu mai avem primar la nivelul localității Padești, începând cu data de 11 noiembrie, luna aceasta, întrucât fostul viceprimar, domnul Dragoteanu Ilie, care îndeplinea funcția de viceprimar și cu atribuții de primar, postul de primar devenind... fostul primar a fost suspendat din această funcție și a depus demisia, iar începând cu data de 2, dar Consiliul Local al Comunei Padești a luat act de demisia domnului Dragoteanu pe data de 11 noiembrie anul curent. Și s-a încercat și punerea unui nou, validarea unui nou viceprimar, dar nu s-a întrunit majoritatea. Locuitorii vor un primar care să se mai gândească și la binele oamenilor, nu doar la interesele personale. Aceștia spun că în prezent toate problemele sunt rezolvate de către secretar. Păi este fetele care le dă diferențe la oameni. Este greu pentru primar? E foarte greu. Dacă am avut și nu știm ce s-a întâmplat. Dar dacă ai probleme, este. Secretarul este tot timpul în primărie care semnează documentele legale care trebuie să le facă, ce depinde de dumnealui. Este, totdeauna este singurul care este în primărie. În această seară, Consiliul Local va decide cine va conduce primăria. În urmă cu câteva zile, Consiliul Local nu a reușit să desemneze un primar interimar pentru că nu a fost realizată o majoritate. Din cei 13 consilieri, unul, consilierul independent, cel care putea face diferența, a lipsit. Postul de primar de la Comuna Padeș a devenit vacant după ce prefectul Alin Văcaru a semnat ordinul de încetare a mandatului primarului Mihai Troacă, decizie luată ca urmare a unei condamnări penale.